La 4 zile după victoria din campionat, lupii au revenit pe stadionul Tineretului decis să repete isprava și în cupă. În secunda 54, Bochilal a servit ideal pe Adrian Cristea, iar acesta a găsit drumul spre gol cu un șut din unghi. Grozav a trecut pe lângă gol 4 minute mai târziu, tot el irosind pe finalul primei părți șansa desprinderii. Gazdele au replicat prin raidurile lui Batin, anihilate de Bordescu și Amisi. Mitanul secund s-a încadrat în același tipar cu oaspeții la cârma ostilităților, dar șuturile lui Bugema și Bochilal n-au găsit spațiul porții. Inevitabilul s-a produs în minutul 64 când Bochila a marcat după o pasă luminoasă a lui Adrian Cristea, cel mai bun om de pe teren la meciul de cupă. Cristescu și-a iertat fosta echipă de un nou gol pe final, iar partida s-a încheiat cu o victorie fără dubie a Petrolului, scor 2-0. Chiar dacă a stat în tribună, Contra și-a început mandatul la Ploiești cu dreptul. Noul tehnician al galben-albaștrilor va lua loc pe bancă la partida de campionat de luni seara contra Concordiei Chiajna.